Bună, bine ați venit la Pretty Tech. Astăzi am pentru voi un device ceva mai ciudățel. Este vorba despre un microfon atașabil. Atlion Audio Mod Mic Wireless este un microfon special. Aș putea spune un microfon wireless, dar nu este asta descrierea corectă. Știu că sună ciudat microfon atașabil, dar exact asta face. Se atașează la orice pereche de căști, indiferent dacă are microfon incorporat sau nu. Imaginați-vă cum ar fi să folosiți perechea voastră preferată de căști, over-ear, și la gaming. Doar îi atașați acest microfon și puteți trece imediat la luptă. Eu am două perechi de căști care îmi plac foarte mult. Ambele wireless, over-ear. Doar una are microfon incorporat și nu se aude prea bine. Cu Antlion Audio Mod Mic pot transforma și plantronics-urile mele într-o pereche de căști de gaming cu o calitate audio foarte bună. Dar și creaburile mele roz fashion. Da, nu mai arată fashion odată ce am atașat microfonul, dar clar atrag atenția. Mod Mic nu este ieftin. Costă aproximativ 700 de lei la PC Garage. Se atașează incredibil de repede la căști, cam la fel de repede ca și cum ai pune un magnet pe frigider. Pentru că Mod Mic se prinde de căștile tale cu ajutorul unui magnet destul de puternic. Dar stați liniștiți, căștile nu vor avea de suferit din cauza magnetului. Mai întâi, prins partea cu magnet de căști cu ajutorul unei benzi 3M. Apoi microfonul se prinde de acest magnet. Microfonul este wireless, ceea ce înseamnă că semnalul audio este preluat de un receiver cu USB, ce se conectează la PC sau la laptop. Trebuie să conectezi microfonul la receiver sau la PC apăsând butonul de pe microfon. Receiverul are 3 LED-uri, la fel și microfonul. LED-uri ce se sincronizează ca să-ți arate starea device-ului. Când e albastru, înseamnă că receiverul este conectat la microfon și totul merge bine. Când este roșu, înseamnă că ești pe mute, iar când este galben, înseamnă că este la încărcat. Când vrei să treci de la ascultat muzică la jocuri, doar atașezi microfonul și apoi te conectezi la aplicații precum Skype, Discord, Hangouts sau chiar la Twitch. Microfonul este compatibil cu Windows, Mac, Linux și PlayStation. Nu e nevoie să instalezi un software special, ceea ce este un mare plus. Microfonul vine și cu o husă, carcasă de fapt, de protecție și transport. La banii ăștia chiar e un plus binevenit. Tot în cutie vei găsi și a doua bandă magnetică de prindere. Asta dacă ai, ca mine, două perechi de căști pe care vrei să le folosești. În plus, ai și un cablu micro USB de încărcare și un extender USB pentru încărcarea de la distanță, dacă calculatorul este mai departe. Ai și un suport de cablu și un șervețel cu alcool, plus câteva benzi de prindere. Șervețelul cu alcool este ca să ștergi căștile înainte să pui banda adezivă ca să aibă o prindere mai bună. Calitatea audio e foarte bună. Urmează un sample înregistrat cu acest microfon. Să vedeți cum se aude. Acum testez microfonul Antlion Audio Mod Mic Wireless. Testăm mai întâi fără tastatură, doar așa vocea, apoi cu tastatura mecanică pe fundal, în timp ce vorbesc, că așa este în jocuri. Se aude destul de tare, cred. Acum doar tastatura. Da, se aude foarte tare, dar asta și pentru că este o tastatură Cherry Red. Acum doar vocea. Și mai încet, așa mai șoptit, dar și mai tare, că în jocuri mai și țip la adversar. Și cam ăsta a fost testul pentru microfonul wireless Antlion Audio Mod Mic, microfonul atașabil. Puteți comuta între modul unidirecțional cu anularea zgomotului pentru a filtra zgomotul din jurul vostru. Sau puteți alege modul de înregistrare omnidirecțional pentru cea mai bună calitate audio. Trebuie doar să apeși butonul de pe microfon și vei seta modul preferat. Eu una prefer modul unidirecțional, pentru că am o tastatură mecanică foarte gălăgioasă și așa se aude un pic mai încet. Microfonul în sine e destul de mare, are 19 cm și se poate așeza în orice poziție ca să vorbești cu ușurință și să nu te încurce. Pe microfon este și butonul de mute, ca să oprești transmiterea sunetului foarte repede. Să nu te audă coechipierii când te sună iubitul sau iubita.
În concluzie, Antlion Audio Mod Mic este un microfon scump, dar căștile tale preferate merită toți banii. Dacă ai o pereche de căști de la Sennheiser, de exemplu, care costă 5.000 de lei, 7.000 de lei, 9.100 de lei, atunci vei cumpăra și acest microfon ca să ai o experiență de gaming super reușită. Nu cred că acest microfon va fi cumpărat de o persoană care a investit doar 100 de lei într-o pereche de căști.